Salutare! Sunt Daniela, iar acesta este Timebox Mini de la Divum. Astăzi discutăm despre un speaker Bluetooth versatil, diferit față de toate modelele întâlnite până acum. Ce face ca boxa să fie atât de specială este acest display, care afișează de la notificări, remindere, temperatură, ceas și până la joculețe și animații distractive. Timebox Mini vine ambalat într-o cutie neagră foarte calitativă, împreună cu manualul de utilizare și două cabluri, cel de încărcare și jack-ul de 3,5 mm. Simpatica boxă este disponibilă într-o varietate de culori. Greutatea ei nu depășește 300 de grame. Este micuță, compactă și își găsește cu ușurință locul, fie că vorbim de noptiera de lângă pat, blatul de la bucătărie, atelier sau birou. Pe margine este acoperită de un material cauciucat ce îi conferă aderență și protecție pentru eventualele șocuri. Device-ul compatibil, atât cu sistemul de operare iOS, cât și cu Android, necesită instalarea pe telefon a aplicației Timebox App în perecherea celor două dispozitive, după care distracția poate începe. Ca orice speaker portabil, și acesta poate reda muzică. Sonorizarea este bună, însă nu impresionează în mod deosebit. Adevăratele calități ale micului gadget sunt puse în valoare de display-ul cu pixeli uriași, capabil să redea imagini funny sau animații customizate. Cum ar fi să ai la birou un device care să-ți zâmbească zilnic sau să-ți afișeze mesaje care să te bine dispună? Parcă altfel îți vine cheful de muncă și inspirația, nu-i așa? Sau ai putea să te antrenezi cu colegii de birou într-un mic concurs distractiv, de pildă mesaje haioase pentru zile ploioase sau cine creează cea mai cool animație a săptămânii? Însă Timebox Mini poate face mult mai mult de atât. De exemplu, display-ul poate indica alerte privind notificările de pe telefon ce vin de la Facebook, Skype sau WhatsApp. Toate sunt afișate sub forma logo-urilor reprezentative. Pentru un apel pierdut, apare un telefon roșu. Pentru un apel în așteptare, numărul de telefon care apelează, iar lista de exemple poate continua. Dar asta nu e tot. Speakerul de la Divum poate fi de ajutor și în ceea ce privește organizarea. Din aplicație, poți seta remindere astfel încât să știi în permanență ceea ce ai de făcut. Indică și vremea probabilă, temperatura, ora exactă și oferă posibilitatea setării alarmei, deci ar putea înlocui cu succes și ceasul din dormitor. Boxa vine chiar și cu opțiunea de înregistrare a mesajelor, așa că poți face ziua mai frumoasă cuiva drag printr-un mesaj simpatic. Opțiunea Sleep îndeamnă la somn într-un mod cât se poate de plăcut, ascultând sunete din natură. Tot aici am găsit și câteva cântecele de leagăn, așa că dacă ai un prichindel, device-ul poate fi de mare ajutor atunci când vei dori să-l adormi. Luminositatea ecranului o poți ajusta printr-o scuturare a telefonului, în cazul în care boxa este ținută în dormitor pe timp de noapte, astfel încât să nu deranjeze. Tot din setări se poate opta pentru stingerea și aprinderea ecranului printr-o simplă bătaie din palme. Poate că funcțiile nu sunt utile pentru cei ce nu se deslipesc de terminalul mobil nici măcar atunci când merg la baie, însă mă gândesc că un asemenea device ar putea fi de un real ajutor, de exemplu pentru mamele care trebăluiesc mai toată ziua prin bucătărie și uită complet de telefonul mobil. Boxa ar putea fi întâi de toate o sursă bună de divertisment, anunțându-o totodată prin notificări că a primit mesaje pe telefon sau că este apelată. Mai mult de atât, ar putea chiar să și răspundă apelurilor prin simpla apăsare a butonului Play. Prețul? Aproximativ 50 de dolari. Nu e puțin, însă nu e nici mult, ținând cont că discutăm despre un gadget inedit, bine construit și atât de ofertant din punct de vedere al opțiunilor. Acesta este Timebox Mini de la Divum. Aștept și părerile voastre despre micul nostru device de astăzi mai jos în comentarii. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube gadgetreview.ro, apăsați și butoanele de like și share și până data viitoare, zile senine!